Marcu, capitolul 5, versetul 21 până la versetul 43. Cineva spunea că atunci când deschizi Biblia, este ca și cum ai deschide buzele lui Dumnezeu și El începe să ne vorbească. În această seară ne rugăm ca Dumnezeu să-și deschide buzele. Amin. Și să se uite la toate nevoile noastre și în această seară El să ni le împlinească prin cuvântul Său cel Sfânt. Amin. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte, cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul sinagogii, s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult noroc și râmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci, își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el. Și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care spun, fiica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă? Și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci după ce i-a scos pe toți afară, a luat cu el pe tatăl copilei și pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita Cumi, care tălmăcit însemnează fetițo, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Așa cum stăm, Doamne, înaintea Ta, mulțumim pentru prezența Ta în acest loc, Doamne. Mulțumim pentru Duhul Sfânt care este cu noi, Doamne Dumnezeule. Mă rog în această seară să iasă o putere din Tine, Doamne, și să ne mântuiești, Doamne, în această seară. Mă rog să ierți păcate, Doamne. Mă rog, Doamne, să vindești traume spirituale, emoționale, Doamne. Tu ești singurul care poți, Doamne. Doamne, doctorii nu pot, Doamne, psihologii nu pot, Doamne, psihiatrii nu pot, Doamne, dar Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Iartă păcate, Doamne, sângele Tău cel Sfânt să fie protecție peste mințile noastre și arată slava și gloria și cinstea în mijlocul nostru. Să fii binecuvântat, Doamne, de acum și până în veci de veci. Amin, amin. Vă rog frumos să luați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu că în această seară sunt la părtășie cu voi, cu Biserica Poarta Cerurilor. Este pentru prima dată, așa cum ați auzit, în mod fizic, dar virtual, v-am mai văzut pe YouTube. Și m-am bucurat de mesaje, m-am bucurat de cântările corului și nu numai. Și mă rog ca în această seară Dumnezeu să ne onoreze în continuare cu prezența Lui. Am citit un text foarte cunoscut, un text în care Domnul Iisus Hristos își arată dragostea Lui față de oameni, față de oameni cu infirmități emoționale, față de oameni cu infirmități fizice. Dumnezeu Fiul își arată puterea și gloria Lui prin faptul că vindecă. De fapt, două treimi din activitatea lui Iisus Hristos a fost să vindece bolnavii și să scoată duhurile afară.
Și o treime a predicat. Poate în această seară ești aici și ești și tu apăsat într-un fel sau altul. Poate în inima ta sângerezi într-un fel sau altul. Dar vreau să spun că cu noi în această seară este Domnul Iisus Hristos. Și acest Iisus Hristos care a avut o putere și a vindecat-o pe acea femeie, acest Iisus Hristos se poate atinge și de rana ta. De fapt, Biblia spune despre Iisus Hristos în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 8, că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău. Și dacă diavolul te-a încurcat, ți-a încurcat viața, Dumnezeu ți-o poate descălci în seara aceasta. Dacă diavolul are întărituri în mintea ta și poate n-ai pace, poate n-ai liniște în inima ta, Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, a venit ca să-l nimicească pe cel rău, să nimicească orice lucrare a celui rău. Și singurul care o poate face asta este Iisus Hristos. Ba mai mult, Biblia ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 10 cu versetul 38 și 39, Biblia spune, știți vorba mai dinainte făcută despre Iisus Hristos, că Iisus Hristos mergea din loc în loc, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Poate în această seară ești ca și cei doi oameni, într-un fel sau altul ești apăsat în inima ta, dar pentru că Domnul nostru Iisus Hristos este același, ieri și în veci, dacă a făcut atunci minuni și vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul, Domnul Iisus Hristos o poate face și în seara aceasta. De aceea în seara aceasta n-am venit să vorbesc despre nimeni altcineva decât despre Iisus Hristos, care te poate libera, care te poate salva și care poate să-ți dea iertare de păcate, lăudat să fie El. Ca să înțeleg textul acesta, m-am uitat să văd despre ce este vorba în capitolul din care am citit. Și Biblia spune că înainte ca să facă aceste două minuni, Scriptura spune că era de cealaltă parte a mării Capernaumului. Hristos era în Capernaum și Biblia spune că a spus ucenicilor să trecem de cealaltă parte a mării Galilei, pentru că trebuia să plece în ținutul Gadara. Dumnezeu știa că în ținutul Gadara era un om îndrăcit, un om care avea 7000 de demoni, o legiune. Omul acesta, Biblia spune, stătea prin morminte, era înfricoșător, avea cătuși pe mâini și pe picioare și le rupea, se tăia cu pietre. Și Iisus Hristos știa despre acest om chinuit de dureri necurate și a vrut să meargă în ținutul Gadara ca să-l vindece. Dar Biblia spune că Satana a stârnit o furtună ca să-l împiedice pe Hristos să ajungă pe ținutul Gadara, unde era unul care era a lui. Un om care era stăpânit de duhuri necurate. Și Biblia vine și spune că Hristos a ridicat și a mustrat vântul și furtuna și a zis, taci fără gură. Și au ajuns în ținutul Gadara. Și când au ajuns acolo, Biblia spune că Iisus Hristos a întâlnit cu omul acela și a mustrat duhurile rele și le-a trimis în 2000 de porci. Și cei 2000 de porci s-au aruncat și au pierit în mare, înecați. Și Scriptura spune că a venit cei din Gadara, a venit și l-a văzut pe Hristos, a văzut minunea pe care Mântuitorul a făcut-o, a văzut pe omul acela cu mintea întreagă. Și Biblia spune că când a văzut ce a făcut Hristos, spune Biblia că l-au rugat frumos ce să facă? Să plece. Oamenii aceia, ca mulți oameni astăzi, iubesc mai mult lucrurile materiale, iubesc mai mult porcii. Le-a falimentat Dumnezeu ferma de porci și a spus, noi nu mai avem nevoie de un astfel de Mântuitor, să plece dintre noi. N-avem nevoie de el. E adevărat că a făcut minuni. E adevărat că Dumnezeu a lucrat. Dar pentru că ne-a făcut săraci, pentru că ne-a falimentat porcii, noi nu-L vrem pe Hristos. De multe ori Dumnezeu se descoperă cât într-un fel, cât în altul. În această seară mă rog să n-ai atitudinea celor din Gadara. Că dacă rogi pe Hristos să plece și spui, mâine, Doamne, peste un an de zile, să știi că Hristos este gentleman. Și dacă rogi frumos să plece și dacă respingi, El chiar va pleca. Dar Biblia spune că au trecut înapoi de cealaltă parte a mării Galilei. Și au ajuns înapoi în Capernaum. Dar aici erau niște oameni cu o inimă aleasă. Oamenii aceștia abia așteptau să vină Iisus Hristos. Pentru că aveau în viața lor lucruri pe care nimeni nu le putea rezolva decât Iisus Hristos. Aveau traume, aveau boli în familie, aveau păcate pe care numai Dumnezeu le putea rezolva. Și de aceea spune Biblia că norodul l-a așteptat și zice Biblia s-a îmbuzit după Iisus Hristos. În seara aceasta, dacă vrei eliberare, dacă vrei iertare de păcate, dacă vrei pacea lui Dumnezeu, spune, Doamne Dumnezeule, dă-mi inima celor din Capernaum, Doamne, să te aștept să vii, Doamne Dumnezeule. Dacă ești aici ca inima celor din Gadara și cumva ești distant de Iisus Hristos, spune, Doamne Iisuse, cercetează-mi inima, Doamne. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Și de sunt pe o cale rea, Doamne, du-mă pe calea veșniciei, slăvit să fie Dumnezeu. Și spune Biblia, când s-a dat jos din corabie, a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Omul acesta, cum l-a văzut, spune Biblia, s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te
Vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Dar Biblia spune că în acea mulțime de oameni era o femeie, nu știm numele, care a auzit despre Iisus Hristos și cum a auzit de Hristos, a spus, eu trebuie să mă ating de poala hainelui. Nu știu cine ești în seara aceasta, nu știu ce probleme ai în viața ta, dar sunt convins că dacă ai venit aici în biserică, există sertărele în inima ta pe care numai Dumnezeu ți le poate împlini. Există nevoi în inima ta pe care numai Iisus Hristos le poate rezolva. Indiferent că ești bărbat sau că ești femeie, Iisus Hristos te poate ajuta. Indiferent că ai un nume ca și Iair sau ești un nobody, ești o femeie, nici măcar n-ai nume. Indiferent că ești cunoscut sau că ești un anonim, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Indiferent că ești bogat sau că ești sărac, indiferent că ești un om cu avuție ca și Iair sau că ești o femeie care a cheltuit tot ce avea, lui Dumnezeu îi pasă de inima ta. Indiferent ce trauma ai în inima ta, indiferent ce hemoragie ai în inima ta, indiferent cât de rău te-a rănit diavolul prin trecutul tău, Dumnezeu te poate ierta, Dumnezeu te poate libera. Indiferent ce vise ți le-ai îngropat și ai spus, nu se mai poate, degeaba, e prea târziu. Dumnezeu este învierea și viața, El poate să-ți dezgroape visele tale și să dea viață și să dea speranță inimii tale. De aceea, indiferent cine ești aici, indiferent ce statut ai în lumea aceasta, Domnul Iisus Hristos se apropie de tine. În seara aceasta mă rog să te apropii și tu de El, să spui, Doamne, aici sunt, Doamne. Doamne, uită-te la hemoragia mea, Doamne. Uită-te de cât timp, Doamne, Dumnezeule, o am în inima mea. Doamne, atinge-te de mine, Doamne. Doamne, vindecă-mă Tu, Doamne. Ești cumva aici o persoană care poate a fost rănit în trecut de anumite vorbe și parcă nici acum nu-ți ies din cap. Ești rănit din punct de vedere emoțional. Te doare. Păcatul te-a murdărit. Ești necurat, ești necurată, ca și femeia asta. Te uiți în oglindă și nu te mai suporți în carcasă. Oamenii spun, deosebit băiat, deosebită fată. Dar tu știi în inima ta că nu e așa. Tu nu te mai suporți pe tine. Porți o povară emoțională poate de ani și ani de zile. Știi că nu e așa. Și poate te doare inima. Poate ești rănit în inima ta. Dumnezeu te poate vindeca. Dumnezeu te poate ierta. Dumnezeu te poate mântui în această seară și să-ți dea înapoi bucuria mântuirii sale, slăvit să fie Dumnezeu. De aceea Biblia spune Biblia că Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din El. Îmi doresc ca în această seară să cunoaștem cu toții că o putere iese din Hristos în noi. Vreau să vă întreb, cum credeți că am arăta aici 500-600 de oameni dacă am simțit în trupul nostru, în viața noastră, că o putere iese din Hristos? Cum am arăta? Ce atmosferă ar fi când puterea lui Dumnezeu ar veni peste noi aici? Și am plecat de acasă și spune Biblia că femeia a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Știi ce înseamnă asta? Că nu poți să te întâlnești cu Hristos și să nu știi asta. Când te întâlnești cu Hristos, știi lucrul acesta. Spune Biblia că femeia s-a simțit în inima ei. Vine pacea lui Dumnezeu. Vine bucuria mântuirii lui Dumnezeu. Vine iertare de păcate. Uită-te în viața ta. Ai simțit în această seară puterea eliberatoare a lui Hristos? Mă rog că în această seară puterea lui Dumnezeu să cadă peste noi și să fim oameni transformați și să mergem oameni transformați. Dar pentru aceasta, dacă vrei să simți puterea lui Dumnezeu în viața ta, dacă ai nevoie de schimbare în inima ta, în primul rând, în această seară vreau să spun, să nu te mai autocompătimești, ci să te încrezi în Iisus Hristos. Nu te mai autocompătimi, ci încrede-te în Iisus Hristos. Amin? Deci indiferent în ce situație ești, nu sta și slinge rănile la întuneric, ci ieși de acolo și încrede-te în Hristos. Spune Biblia că femeia asta a auzit vorbindu-se despre Iisus și mântuirea vine în urma auzirii cuvântului. Dintr-o dată, credința s-a născut în femeia aceasta și a spus, aș vrea să mă ating de Hristos. Femeia aceasta avea toate motivele din lume ca să nu se apropie de Hristos. În primul rând era femeie. Era femeie. Și asta era o mare problemă atunci. Pentru că fariseii și preoții se rugau în fiecare dimineață următorul lucru. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt vameș și îți mulțumesc că nu sunt femeie. Femeia avea un statut social foarte jos, foarte jos. Ba mai mult, femeia asta suferise 12 ani de zile, o traumă. 4400 de zile, o povară emoțională cumplită. Te mir că nu s-a sinucis. Cum a putut să ducă o traumă atât de multă vreme? Cum a putut să o ducă? Cât de mult s-a târât femeia asta? Ba mai mult, Biblia spune că femeia asta era săracă. Spune Biblia, a cheltuit tot ce avea.
Ba mai mult s-a simțit, zice Biblia, și mai rău și nu simțea nicio ușurare. Putea să spună, Iair a venit primul, eu am venit a doua, n-are rost să mai încerc. Iair e cunoscut, Iair e bogat, eu sunt un nobody. N-are rost, Iair e mai important ca și mine. Ba mai mult, era necurată. Vă imaginați, conform cărții Leviticului, Biblia spune că o femeie cu o scurgere de sânge era considerată necurată. Și boala asta a fost ascunsă o săptămână, o lună, un an. La 12 ani de zile nu prea poți ascunzi prea mult. Vă imaginați când mergea la piață, când mergeau undeva, toată lumea se uita și spunea, necurată, necurată, necurată. Vă imaginați ce stigmă purta femeia asta? Vă imaginați ce povară purta femeia asta în inima ei? Dar Biblia spune că femeia aceasta a auzit ceva și n-a mai interesat de nimeni. N-a mai interesat-o de nimeni. Zice Biblia, a auzit despre Iisus Hristos. A auzit despre Iisus Hristos și a vrut să facă cunoștință cu El. Poate în seara aceasta ești aici, ești tu ca și femeia aceasta. Ești necurat. Poate trăiești în destrăbălare. Poate trăiești în minciună. Poate trăiești în hoție. Poate trăiești în păcate. Ești necurat. Inima ta este spurcată înaintea lui Dumnezeu. Poate nimeni nu știe. Nu știe nici mama, nici tata. Ești la studii. Nu știe nici prietenul tău, nici prietena ta. Ai în inima ta anumite lucruri pe care numai tu cu Dumnezeu le știi. Și ești murdar, ești necurat înaintea lui Dumnezeu. Am făcut o dată evangelizare la un campus necreștin în Oradea și m-am întâlnit cu un student și mi-a spus, Gabi, zice, eu sunt student, zice, și în fiecare weekend o fac lată. Și dacă viața nu o pot lungi, măcar o fac lată. Așa o dată pe săptămână. Mă duc și mă îmbăt ca porcul. Mă duc și mă îmbăt și când vin acasă, în internat, mă arunc în pat murdar, mă arunc încălțat. Dimineața mă duc și fac duș. Zice, crede-mă că mă spăl cu șampoane, mă spăl cu săpun. Dar zice, după ce m-am spălat, mă simt tot murdar. Mă simt tot murdar. Ce să fac? Ce să fac? Că pot să folosesc orice șampon, ca și Macbeth. Oricât de mult încerca să curețe pata, parcă sângele era tot acolo. Poate ești aici și parcă vii la biserică, dar parcă n-ai găsit puterea lui Dumnezeu ca să te libereze. Poate conștiința ta te condamnă în această seară și te vezi murdar înaintea lui Dumnezeu. Te-ai spurcat. Și Biblia spune că plata păcatului este moartea. Tu nu meriți să fii vindecat, tu nu meriți să fii iertat. Tu meriți iadul. Dar Biblia spune că Dumnezeu în dragostea sa l-a trimis pe Hristos să moară pentru păcatul meu. Să guste El iadul în locul meu, ca eu prin credință în El să găsesc iertare de păcate. În seara aceasta să te smerești înaintea lui Dumnezeu, să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vrei eliberare și dacă vrei iertare de necurățiile tale, trebuie să recunoști că ești necurat. Dumnezeu nu te poate mântui dacă nu recunoști că ești păcătos înaintea Lui. Spune, Doamne Dumnezeule, ai milă de mine în seara aceasta, Doamne. Uită-te la necurățiile mele, Doamne. Curățește-mă în sfânt sângele Tău. Aș vrea să vă spun ceva în seara aceasta. Iadul nu este făcut pentru oamenii păcătoși. În iad nu vor ajunge oamenii păcătoși. Nu. În iad vor ajunge oamenii mândri. În iad vor ajunge oamenii mândri. Pentru că Biblia spune că Hristos a venit pentru cei păcătoși. El a venit să răscumpere, să moară pentru ei. Dar în iad vor fi oameni care vor fi spus pe pământ. Eu n-am nevoie de Hristos. Ok, eu cred în Dumnezeu. Eu pot și fără Dumnezeu. Ei pot și fără jertfa lui Hristos. Ei pot și fără credință. Ei pot și fără pocăință. Și Biblia spune atunci, ok, dacă n-ai nevoie de jertfa lui Hristos, Dumnezeu spune, ok, du-te pe contul tău propriu. Și câți oameni vor ajunge acolo pentru că au fost mândri în această generație, în această lume? Oameni care au respins harul lui Dumnezeu. În această seară, drag frate și soră, prieten care a venit aici, dacă vrei să simți puterea de iertare a lui Dumnezeu, trebuie să recunoști că ești un om păcătos. Trebuie să recunoști că te-ai murdărit. Trebuie să recunoști că ai spurcat inima ta. Și în același timp să vii la Iisus Hristos să spui, Doamne Dumnezeule, vreau să mă ating de Tine cu credință, Doamne. Și vreau ca puterea Ta, puterea iertării Tale să vină peste viața mea. Doamne, transformă-mă Tu, Doamne, în seara asta. Lasă puterea Ta de vindecare, Doamne, să intre în inima mea. Doamne Dumnezeule, vindecă orice hemoragie care o am în inima mea. Recunosc că am păcătuit, Doamne. Ai milă de mine, păcătosul. Și Biblia spune că femeia aceasta s-a apropiat prin mulțime și spune Biblia, s-a atins de haina lui. Și acum ascultați versetul 28, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Dacă aș putea să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Știți care a fost piedica acestei femei?
Și care este piedica noastră de multe ori? Ascultați versetul 28. Ea spune așa. Căci își zicea ea. Cu cine vorbea? Cu cine vorbea femeia? Cu ea. Zice Biblia căci își zicea ei însăși. Oare o să mă pot? Dacă o să mă pot. Dar dacă nu o să mă pot? Dar o să pot trece? Dar dacă nu? Dar poate ar fi bine să renunț. Dar dacă mă va dezamăgi? Dezamăgirea va fi mai mare, că am încercat la atâția doctori. Dar dacă nu o să-mi se întâmple nimic? O, vorbea cu ea însăși. Întotdeauna când Dumnezeu te cheamă la mântuire și te cheamă la pocăință și la iertare de păcate, întotdeauna va veni diavolul și va spune, oare chiar a zis Dumnezeu? O, dar dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, poruncește. Diavolul va veni cu îndoială în inima ta, dar să nu-l crezi. Diavolul este tatăl minciunii. Diavolul va veni cu minciuni în inima ta, va veni cu necredință și va spune, ești prea păcătos, dar tu chiar crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Dar nu știi cine ești tu? Nu ți-aduci aminte de păcatele tale din trecut? Dar sunt prea multe, oricum ești prea păcătos. Apropo, ai stat de prea multă vreme. Dar n-are rost, da dacă o să poți, da dacă nu o să poți. Și poate în seara asta ești aici și diavolul vine și șoptește minciuni și spune, ești prea necurat, ești prea necurată, trauma ta e prea mare, nu o să o poți rezolva nicicum. Dacă ai astfel de gânduri, nu uita că aceste gânduri nu vin de la Dumnezeu, ci vin din fundul iadului. În această seară, mă rog să ai credința acestei femei care a biruit îndoiala, care a biruit necredința și Biblia spune că a îndrăznit și s-a atins de poala hainei lui Hristos. Știți care este cel mai mare dușman al nostru? Cel mai mare dușman al nostru este sinele. Este sinele. Noi avem trei dușmani în lumea aceasta. Avem pe diavolul, care nu poate să fie prezent și în Timișoara și în Arad în același timp. Diavolul este o creatură, este un înger. Diavolul e creat, el nu este omniprezent, numai Dumnezeu este omniprezent. Deci el nu poate să fie cu doi oameni în același timp. N-are cum. E un înger, e creat, e limitat. Este lumea înconjurătoare, al doilea dușman, cu sistemul ei de atracție. Și mai avem un dușman, sinele nostru, eul nostru. Cu ăsta te culci și te trezești. Și observați ce spune Biblia, căci își zicea ea, ea vorbea cu sinele. Și sinele îi vorbea ei. Oare o să poți? Oare nu o să poți? Știți ce zice Biblia? Dacă vrea cineva să vină după mine, ce să facă? Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Să nu mai lași sinele ăsta să-ți predice și să spună că nu ești bun de nimic. Nu o să poți, ești prea păcătos. Dumnezeu oricum nu te mai iubește. Să pui sinele ăsta pe cruce. Să spui, Doamne Dumnezeule, eu cred cuvântul Tău, Doamne. Eu cred promisiunile Tale. Eu cred că sângele Tău mă curățește de orice păcat. Eu cred că nu există munte prea înalt pe care Tu să nu-L miști. În loc să lași pe sine să-ți vorbească ție, vorbește-i Tu sinelui. Ascultați ce spune Biblia în Psalmul 42. În Psalmul 42, Biblia spune în versetul 5. Pentru ce te mâhnești suflete și gem înăuntrul? Înăuntrul? Înăuntrul meu. Observați cum fiii lui Core vorbește cu el însuși. Hei, suflete, ce tot te mâhnești și aduci îndoială și necredință? Că ești prea păcătos, că ești prea necurat. Hei, nădăjduiește în Dumnezeu, că iarăși îl vei lăuda. Nu lăsa sinele să-ți vorbească ție, pune-l pe cruce. Și spune, Doamne Dumnezeule, așa cum sunt la Tine vin, Doamne. Putere n-am, Tu îmi fii sprijin. Mă spal în sângele-ți divin, om mielule, eu vin. Eu cred, Doamne, că sângele Tău mă curățește de orice păcat, Doamne. Eu cred că poți vindeca hemoragia mea, Doamne. De aceea vin la Tine, Doamne, pe baza cuvântului Tău, nu pe baza sentimentelor mele, Doamne. De aceea, încrede-Te în Hristos. Din toată inima Ta, slăvit să fie Dumnezeu. Care este cea mai mare promisiune? Spune Biblia în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice nelegiuire. Crezi lucrul acesta? Facă-se după credința ta. Nu-l crezi, nu se va întâmpla. Este interesant că Iisus Hristos niciodată n-a spus facă-se după rugăciunea ta. Niciodată n-a spus facă-se după lacrimile tale. El întotdeauna a spus facă-se după credința ta. Asta înseamnă că dacă te-ai spurcat și ai păcat în viața ta, dacă există lucruri necuvincioase acolo care nu-ți dau pace și liniște, Biblia spune dacă vii și le mărturisești înaintea lui Iisus Hristos, care a murit pentru păcatul tău, Biblia promite că orice păcat, orice păcat Dumnezeu îl poate ierta, lăudat să fie El. Dar știți care este singurul păcat pe care Dumnezeu nu poate să-l ierte? Singurul păcat pe care Domnul Iisus Hristos nu poate să-l ierte este păcatul pe care nu-l mărturisești. Dacă nu ți-l mărturisești păcatul, Dumnezeu nu ți-l poate ierta.
Dar dacă îți mărturisești păcatul, El este credincios și drept să te ierte de orice păcat. De aceea îndrăznește, prin credință să spui, Doamne, mă ating de Tine, Doamne, prin credință. Doamne, lasă sângele Tău să mă curățească. Ai promis, Doamne, vindecă-mă, Doamne. Cred în Tine că ești Fiul lui Dumnezeu. Fă viață spirituală să vină în mine. Puterea Ta de transformare să vină în viața mea. Să plec un om schimbat, Doamne Dumnezeule. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. A făcut-o în urmă cu câteva luni la Biserica Betel. Era o joi obișnuită. Nu era plină biserica. Era un studiu biblic din cartea Estera. Și în biserică era un homosexual. 20 de ani de zile fusese homosexual, de la 15 la 35 de ani. 10 ani a stat în închisoare și era în libertate de vreo 3 săptămâni. Și cineva l-a invitat la biserică să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu. După ce s-a terminat programul, am primit un telefon și spune: ce am 35 de ani, 20 de ani de zile am fost homosexual, 10 ani de zile am stat în pușcărie. 35 de ani de zile am urât și predica și predicatorii. Am crezut că sunt grozav până acum. Macho. Dar de ce am venit în biserică și am înțeles cât de ticălos sunt. Am înțeles de fapt că sunt un om murdar. Și când am înțeles că Dumnezeu iubește omul și că Dumnezeu poate să ierte orice păcat, m-am topit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a transformat din Haman, din omul ăla rău, m-a transformat în Mardoheu. Și frate Gabi, vreau să fac botezul. Niciodată n-am simțit atâta pace și atâta bucurie ca și în seara aceasta. Deja iubesc biserica asta comunistă, cum am numit-o, înainte să vin în biserică. Iubesc frații, iubesc surorile, vreau să mă întorc cu totul la Dumnezeu. Dumnezeu iubește homosexualii. Dumnezeu iubește pe cei care s-au lăsat târâți în destrăbălare. Dumnezeu poate ierta de orice păcat. Indiferent cum te-a rănit diavolul, indiferent ce necurăție ai în inima ta, vină cu credință înaintea lui Hristos care a murit pentru tine și spune: Doamne, fă puterea Ta să vină peste viața mea, Doamne. Mântuiește-mă, Doamne. Eliberează, rupe lanțurile prin Duhul Tău cel Sfânt. Domnul poate în seara asta să o facă. Și Biblia spune că noi, Biserica Domnului, suntem o comunitate de oameni păcătoși răscumpărați. Spune Biblia în 1 Corinteni, capitolul 6, spune Biblia așa, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și acum ascultați. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici lacomii, nici cei bețivi, nici cei defăimători, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sunt spurcați, sunt necurați, nu vor moșteni. Dar Biblia continuă și spune: și așa erați unii din voi. Dar s-a întâmplat ceva. V-ați întâlnit cu Domnul, v-ați atins de Domnul. Puterea lui Dumnezeu a intrat în voi. Și ce ați fost? Ați fost spălați, spune Biblia, ați fost sfințiți și ați fost socotiți drepți în numele Domnului Iisus Hristos. Lăudați să fie Dumnezeu! Cu toții suntem aici nu pentru că n-am păcătuit, nu pentru că am fost curați înaintea Lui, ci pentru că Domnul ne-a spălat prin sângele Său, pentru că Domnul a plătit păcatele noastre, pentru că Domnul ne-a vindecat de mușcătura șarpelui și astăzi suntem vindecați. Lăudați să fie Iisus Hristos! De aceea, indiferent cine ești, indiferent cine curăție ai, indiferent cât ai dus-o în spate, lasă-o jos înaintea lui Iisus Hristos și spune-ți: mulțumesc, Doamne, că Tu ai purtat păcatul meu. Doamne, fă-mă puritatea Ta pentru că Tu te-ai făcut păcatul meu. Cred în Tine, Doamne, că atât de mult m-ai iubit, Doamne. Dumnezeu te iubește, fratele meu. Prieten drag care ești aici, Dumnezeu te iubește indiferent ce ai făcut. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Diavolul vrea să-ți distrugă viața, dar Domnul Iisus Hristos vrea să ai viață din belșug, slăvit să fie El. Dar Biblia spune că după ce a vindecat-o pe femeia aceasta, s-a mai întâmplat ceva și poate este cel mai remarcabil lucru din toată scena asta. Mi-ar fi plăcut să, dacă eu aș fi femeia aceea, mi-ar fi plăcut să facă și cu mine așa. Ascultați ce zice Biblia. Zice Biblia că atunci când s-a atins, femeia asta a avut credință în Iisus. Zice Biblia că puterea lui Dumnezeu a trecut din Hristos în femeia aceea. Dintr-o dată a simțit, dintr-o dată pace, a simțit, s-a vindecată, s-a iertată, gata, s-a întâmplat ceva. Dar zice Biblia în felul următor. Iisus a spus așa: cine s-a atins de mine? Cine s-a atins de mine? Și Petru, care era mai bun de gură, a spus, știți că Petru totdeauna vorbea și apoi gândea. Zice: Doamne, dar Tu nu realizezi, deci suntem 5.000 de oameni aici. Deci, care-i faza? Cum adică cine s-a atins de tine? Dar nu vezi că mulțimea te îmbuzește? Domnul Iisus Hristos spune: cine s-a atins de mine? Știți ce înseamnă asta, frați și surori? Dragi prieteni, putem să fim 500 la închinare în seara asta și numai unul să plece mântuit.
Toată lumea putem să ne îmbuzim, o, Iisus, Iisus, o, da, slav, o, o, Iisus. Dar câți dintre noi avem credința aceea care face ca cerul să vină în inima noastră? Prin credință să vină puterea lui Dumnezeu, să te transforme Dumnezeu. Din 5.000 de oameni, numai o singură persoană a plecat tămăduit acasă. Și câți nu aveau probleme? De aceea Biblia spune, Evanghelia lui Dumnezeu este puterea de mântuire pentru cel care... Pentru cel care crede. Crede cuvântul lui Dumnezeu, crede în dragostea lui Dumnezeu, crede în Hristos și puterea lui Dumnezeu te schimbă. Și Biblia spune lucru remarcabil de care am vrut să vă spun. După ce a tămăduit-o, în loc să plece, în loc ca Iisus Hristos să-și vadă de drum spre casa lui Iair, unde trebuia să vindece pe acea fetiță de 12 ani, zice Biblia, și asta îmi place cel mai mult, zice Biblia că Iisus Hristos se uita de jur împrejur. Unde e femeia aia? Unde-i? Unde-i, mă? Unde-i femeia aia? Mă gândesc la ochii plini de dragostea lui Hristos. Mă gândesc la lumina lui Hristos din ochi. Unde-i femeia? Cine m-a onorat? Cine s-a atins? S-a atins cineva de mine. În mod special s-a atins de mine. Am simțit că iese ceva din mine. Dragostea mea iese din mine în ea. Unde-i persoana aceea? Ce că Domnul se uită cu dragoste la tine. El se uită la tine. Indiferent cine ești, indiferent ce păcate ai făcut, Dumnezeu te caută. Spune Biblia, căutat-o cu privirea, în loc să plece mai departe. Și după ce a găsit-o, spune Biblia, femeia s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, și acum ascultați, pentru prima și ultima dată când Iisus Hristos se adresează unei femei în felul acesta, știți care este cuvântul? Fiică. Știe cineva cum a chemat-o pe femeia asta înainte? Îi avem numele în Biblie. Pe Iair îl știam. Era un nobody, o anonimă. Dar atunci când ai credință în Iisus Hristos, Dumnezeu te face copil al Lui. Atunci când ți-ai pus credința în Hristos, în Cel care a plătit păcatele tale, când te-ai apropiat de Hristos cu credință, nu cu merite personale, cu smerenie și cu credință, Dumnezeu spune, de azi încolo nu mai ești un nimeni. De azi încolo ești fiica mea, ești fiul meu, pentru că ai crezut în mine. Du-te în pace, credința ta te-a tămăduit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. În seara aceasta, dacă ești aici un om care nu l-ai pe Hristos, un om care n-ai experimentat pacea și puterea lui Dumnezeu, mă rog ca în seara asta să ai credința acestei femei, să spui, Doamne Dumnezeule, transformă-mă, Doamne, și pe mine și fă-mă copilul Tău, Doamne. Dintr-un copil al celui rău, Doamne, Doamne, fă-mă un copil al cerului, Doamne. Dăm numele, Doamne, de copil al Tău, lăudat să fie Dumnezeu. Și Biblia continuă și spune așa, pe când vorbea el încă, îi ținea o predică la femeia asta. Au venit niște oameni de la fruntașul sinagogii și i-a spus așa, fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Eu am acasă un copil de aproape 6 luni de zile. Să-mi trăiască, mulțumesc. E frumos ca maică-sa și năstrușnic ca taică-s-o. Îl cheamă Iosua, Dumnezeu e mântuirea mea. Mă gândesc că dacă cumva, Doamne feri, aș primi o veste de asta, nu mai supăra pe învățătorul. Fiul tău a murit. Cred că m-aș topi pe picioare. N-aș fi vrut să iau niciodată pe oamenii ca prieteni, mai ales că au dat vestea asta așa, într-un mod foarte bădăran. Nici n-aș știu să o împacheteze frumos. Egal. Nu mai supăra, oricum, gata, asta e, acasă. N-aveau nici inimă măcar. Mă gândesc cum Iair deja s-a muiat tot pe picioare. Dar ascultați versetul 36. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea. Vă place asta? Am zis, Doamne Dumnezeule, în anul ăsta, orice încercare ar veni să mă lovească, orice săgeată, orice veste m-ar lovi în inima mea, ajută-mă să am calmul Tău în fața oricărei primești. Să am pacea Ta, Doamne, în mijlocul necazului. Să știu că sunt în mâna Ta și din mâna Ta nimeni nu mă smulge. Să știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Iisus, fără să țină seama de așa ceva, El avea calm pentru că era învierea și viața. A spus, Iaire, care înseamnă luminează-te, înseamnă trezește-te, Iaire, nu te teme, crede numai. Nu te teme, Iaire, crede numai. Știți care este cel mai des cuvânt folosit de Iisus Hristos la adresa ucenicilor în cei 3 ani și jumătate? Știți care a fost? Nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți.
De 365 de ori. Nu te teme, nu te teme, nu te teme, nu te teme. Treci prin perioade în care te simți dezamăgit de Dumnezeu? Treci prin perioade în care simți că Dumnezeu a fost pentru tine, așa cum spune Ieremia, să fii fost tu pentru mine o apă care seacă? Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător? Treci prin momente în care te-ai rugat înaintea lui Dumnezeu sincer și parcă Dumnezeu a tăcut? Te-ai aruncat cu fața la picioarele lui Hristos? Te-ai rugat sincer înaintea lui Dumnezeu și ai zis, Doamne, vino în casa mea, vino în inima mea, transformă-mă Tu. Și parcă Domnul a zăbovit? Știi ce mă gândeam eu dacă eram în locul lui Iair? Spuneam, Doamne Iisuse Hristoase, dacă nu mai stăteai să o mai cauți pe femeia aia și nu mai ține eu predică, erai la mine acasă și fetița mea trăia. Bine, ai vindecat-o, bine ai făcut. Dar, Doamne Dumnezeule, dar de ce mai trebuie să mai stai cu ea? De ce mai trebuie să-i predici? De ce mai trebuie să o cauți? De ce mai trebuie să-ți iei o prelegere, Doamne? Că eu te-am chemat primul. Și dacă veneai repede la mine acasă, fetița mea trăia. De ce, Doamne Dumnezeule? Ai avut momente în care să-L chem pe Dumnezeu și să vezi că Domnul zăbovește? Și că problema parcă merge din rău în mai rău? Vă aduceți aminte de Lazar? Lazar, prietenul tău este bolnav, vino și vindecă-l. Și ce face Domnul Iisus Hristos? Zice Biblia că Iisus Hristos a mai stat încă două zile. Dar cu ce scop? Să fie sigur că Lazar moare. De multe ori Dumnezeu întârzie în concepția noastră. Dar El întârzie cu un scop, că atunci când va veni, să-și arate slava și puterea într-un mod în care tu nu puteai gusta. Dacă venea când spuneai tu. Și că gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile tale, ci că sunt departe ca cerul de pământ. De aceea Dumnezeu ne îngăduie de multe ori să trecem prin așa zise decepții, dar nu ca să ne doboare de tot, ci Dumnezeu ne testează credința. El niciodată nu întârzie, El întotdeauna este cu noi, slăvit să fie Dumnezeu. Ai trecut prin momente ca și Iair, în care să te rogi, să-L chemi pe Dumnezeu și să te simți dezamăgit de Dumnezeu? Biblia spune că și oamenii lui Dumnezeu trec prin astfel de momente. Spune Biblia în Isaia, capitolul 14 și versetul 15, Biblia spune așa, Sionul zicea, Isaia 49, Sionul zicea, m-a părăsit Dumnezeu. Isaia 49, Sionul zicea, m-a părăsit Domnul. M-a uitat Domnul. Ai ajuns în momente de astea. N-are niciun rost. Rugăciunea mea, Dumnezeu nici nu mă mai iubește. Degeaba. Visul meu a murit. Fetița mea a murit. M-a părăsit Domnul. Nu mă mai iubește. Dar ascultați versetul 15. Poate o femeie să uite pe copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși, eu nu te voi uita. Cu niciun chip, spune Biblia. Iaire, luminează-te. Nu lăsa necredința să pună stăpânire pe tine. Nu lăsa frica să pună stăpânire pe tine. Eu sunt în drum spre casa ta. Hrănește-ți credința cu ce ai văzut în urmă cu 5 minute. Eu sunt Domnul, învierea și viața. Eu cu niciun chip nu te voi uita. De fapt, eu vreau să fac o minune ca să nu uiți că trăiești tu. Dumnezeu nu te-a părăsit, dragul meu, prieten care ești aici. Fratele meu, Dumnezeu nu te-a părăsit. Este în mintea ta, este diavolul care spune Dumnezeu nu te mai iubește. Biblia spune, El nu părăsește niciodată pe cei care sunt ai Lui. Ei totdeauna, spune Psalmul 37, sunt sub paza Lui. De aceea, dacă ești cumva dezamăgit, spune, Doamne Dumnezeule, mărește în credința în Tine, Doamne. Doamne Dumnezeule, mărește în credința în Tine. Și spune Biblia că Iisus Hristos s-a dus la casa acestui om. Și când a ajuns acolo, spune Biblia, Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. Era normal. N-a murit o femeie de 90 de ani. A murit o floare. 12 ani de zile. Dar Iisus Hristos sfidează logica. Și întotdeauna face așa. Și întotdeauna ne ia prin surprindere. Și ne arată că întotdeauna calea Lui e mai bună. Vedeți, noi de multe ori la un lacăt avem o singură cheie. Și spunem, așa trebuie să se rezolve problema. Dar Dumnezeu se uită la lacăt și spune, eu am 1000 de chei cu care pot deschide același lacăt. Că Dumnezeu este tot înțelept. Și spune, nu te teme, crede numai, frica vine de la diavolul. Și spune Biblia, intră acolo și spune, foarte dezinvolt, dar de ce plângeți? De ce faceți zarvă? Dar
nu vă înțeleg, dar nu știți cine sunt eu? Eu sunt Mesia. De ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Pentru că atunci când un copil al lui Dumnezeu moare, el niciodată nu moare, el doar adorme. El doar adorme, ca Ștefan. Ștefan a adormit, spune Biblia, primul martir al bisericii. Și Biblia că oamenii când au auzit lucrul acesta, știi ce au făcut? Știi ce au făcut? Au zis, ce fain! Wow! Doarme! Poți să o trezești! Ce bine că ai venit, Doamne! Nu asta a fost atitudinea. Este atitudinea celor mai mulți care ascultă Evanghelia astăzi, pentru că puțini sunt pe calea mântuirii. Știți care este atitudinea lor? Give me a break! Las-o mai moale! Hai, lasă, iar te dai mare! Fiul tâmplarului! Nu știu cine ești tu! O, lasă-mă! Lasă-mă! Știu că te-ai născut din curvie! Care-i tata tău? Așa l-au luat farisei pe Iisus în Ioan 8. Noi nu suntem născuți din curvie, noi suntem al lui Avram. Cu alte cuvinte, de apropo, la faptul că tu, care a fost tata tău? Ceva soldat roman? Noi nu suntem ca și tine, înțelegi? Hai, las-o! Știm noi cine ești! Și zice Biblia că în loc să-L creadă pe Iisus Hristos ca Mesia, zice Biblia, ei și-au bătut joc de El. Ei și-au bătut joc de El. Și știți ce a făcut Iisus Hristos cu acei oameni și ce face și astăzi? Și ce a făcut Hristos cu ei? S-a pus în genunchi și a spus, haideți să veniți în casă, să vedeți că eu sunt Mesia, că pot să rezolv orice problemă. Credeți că a făcut așa? Nu. Același Iisus care a vindecat și a fost bun cu oamenii. Biblia spune că Iisus Hristos i-a scos pe toți afară. Pe toți bajocoritorii și zeflemitorii. I-a scos pe toți afară, să nu fiți părtași la minunea lui Dumnezeu. Și a spus, tu, mamă și tată, vino aici. Voi, ucenicilor, veniți aici. Numai voi care ați avut o credință tremurândă. Veniți aici, să vă întăriți credința. Dar pentru aia care au fost buni de gură, care n-au știut să aibă fermoar și și-au bătut joc de Dumnezeu, spre Biblia, i-a scos pe toți afară. Știți că e o mare tragedie? Ar fi o mare tragedie să înțelegi că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu poate să dea viață vieții tale, moarte, că Dumnezeu poate să schimbe viața, că Dumnezeu te poate învia dintre cei morți spiritual și tu să spui, lasă-o mai moale, nu striga așa tare, oricum știu eu cum e. Eu sunt ok, lasă-mă cu pocăința. Hai să spun ceva, dacă îți bagi joc de Fiul lui Dumnezeu, s-ar putea ca niciodată să nu mai guși mântuirea lui Dumnezeu. Biblia spune, azi dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Nu-ți bate joc de Fiul lui Dumnezeu de calea pocăinței. Nu spune că asta e fanatism. Că dacă spui așa ceva, s-ar putea ca să fii în biserică, dar biserica Domnului să nu fie în tine. Dar Domnul astăzi te cheamă și spune, fiule, dă-mi inima ta. Dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în legile mele. Poate ai venit de multe ori la biserică. Și ai văzut cum Dumnezeu mântuie pe unul, Dumnezeu vindecă pe altul. Și vezi că la tine nu s-a întâmplat nimic. Uită-te să vezi cum stai cu vocabularul. Ai cu cuvinte de zeflemea, dar știu, ăla predică, dar știu cine e ăla. Dar aia cântă, dar o știu eu pe aia. Întotdeauna tu ai găsit ceva, ai fost un gică contra la orice și îți bagi joc. Și apoi spui, Doamne, de ce nu vin familia mea, Doamne, dar de ce nu intervin viața mea? Pentru că ai buze murdare. Ce-ar fi să spui, Doamne, curățește buzele mele, Doamne. Doamne, Tu ești un Dumnezeu sfânt, Doamne. Vreau să mă pocăiesc înaintea Ta. Doamne, intră și în viața mea. Doamne, m-ai scos afară, Doamne, și n-am gustat iertarea și bucuria Ta, dar dau la ușa îndurării Tale și Te rog, primește-mă, Doamne. Primește-mă în casă, Doamne. Doamne, nu mă lăsa să fiu pentru totdeauna afară. Dacă ești aici și ai dud de necredință, și ai dud de bajocorire, în seara aceasta, mă rog ca astăzi Dumnezeu să te cerceteze și să spui în seara asta, Doamne, curățește-mă Tu, Doamne. Doamne, nu mă scoate afară. Poate rătăcești. Și Biblia spune, mai am și alte oi care nu sunt staulul acesta, dar și pe ele trebuie să mă duc și ce să fac? Să le aduc înapoi. Poate tu ești oița aceea. Poate ești aici și ți-au murit visele. Ți s-au îngropat visele și ai spus, nicio șansă pentru mine. Dumnezeu nu mă mai iubește. Sunt prea păcătos. Am venit din Oradea să spun un lucru. Dumnezeu te iubește. Lui Dumnezeu îi pasă de viața ta. Chiar dacă diavolul te-a rănit, chiar dacă diavolul te-a robit în patim și păcate, Dumnezeu te iubește. Ceea ce cere să faci Dumnezeu în seara aceasta este să te smerești înaintea Lui și să spui toată credința ta în Fiul lui Dumnezeu care te poate ierta de orice păcat, lăudat să fie El. Mi-aduc aminte de acei oameni care au murit în pustie pentru că Dumnezeu a trimis niște șerpi înfocați să-i muște. Au păcătuit și șerpii au mușcat. Mulți au murit. Și alte sute de mii erau mușcați de șarpe, erau în travaliu. Și Biblia spune că Moise s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, uite-te la oamenii aceștia,
uite-te, Doamne, cum se chinuiesc. Doamne, ce să fac cu ei? Și Dumnezeu a spus așa, Moise, ridică o prăjină și pune acolo un șarpe de aramă și toți oamenii care se vor uita la acel șarpe vor fi tămăduiți. Toți oamenii care se vor uita la acel șarpe vor fi tămăduiți. Și-mi imaginez cum mulți oameni în acea vreme și-au adunat copiii, familia lângă ei și-a spus, dragul mami, uită-te acolo, Dumnezeu ne-a vorbit că dacă ne uităm la acel șarpe, pielea noastră va face ca o piele a unui copilaș mic. Din nou va fi fragedă, din nou va fi curată. Uită-te acolo, dragul mami. Dar îmi imaginez că erau acolo oameni suficienți de mândri, care spunea, Moise ne învață pe noi cu o privire? Dacă mă mușcă asta, eu nu am medicamentul ăla, eu trebuie să mor. Cine crede nebunia asta? Pur și simplu te uiți și ești vindecat. Eu nici nu mă uit, eu nici nu cred. Nici o problemă, mor atunci. Și îmi imaginez oameni acolo care mândria lor, pentru că n-au ascultat de porunca simplă a lui Dumnezeu, au murit acolo. După câteva mii de ani, Dumnezeu spune așa, că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Iisus Hristos a venit ca simbol al păcatului, al șarpelui. El a venit și s-a făcut păcat în locul nostru. El a luat toate spurcăciunile noastre, toate nelegiurile noastre, le-a luat asupra Lui. El a murit pentru că ne-a iubit pe toți. Ne-a iubit pe Dumnezeu pe toți atât de mult, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât l-a dat pe Hristos să moară pentru toate păcatele noastre. Ca oricine crede în El, spune Biblia, să fie vindecat de orice mușcătură a șarpelui. Te-a mușcat șarpele? Ești mușcat de șarpe? Ești rănit în inima ta? Ai hemoragie? Te-a mușcat șarpele? Și dacă te-a mușcat de 10.000 de ori, în seara aceasta, uită-te la crucea lui Hristos. Uită-te la Cel care s-a făcut păcat în locul tău și spune, Doamne Iisuse Hristoase, te rog, intră în inima mea. Te rog, curățește-mă Tu, Doamne. Te rog, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Doamne, vindecă-mă de orice hemoragie, Doamne. Cred în puterea Harului Tău cel Sfânt. Dacă în această seară ești o persoană care să recunoști vina, recunoști că șarpele te-a mușcat, dar ai înțeles că în mijlocul nostru nu este Gabi Floruț, nu este fratele Nelu Filip, este Domnul Iisus Hristos, care a venit să moară pentru noi și spune, uitați-vă la mine, oricine se uită la El și oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu într-un moment de cercetare. Ai înțeles în seara aceasta cât de bun e Dumnezeu cu oamenii care au păcătuit. Înțeles că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu îi pasă de tine, Dumnezeu îi pasă de necurăția ta și Dumnezeu este gata să te ierte în această seară. Dacă este aici vreo persoană care vrea să spună, Doamne Dumnezeule, eu sunt omul acela necurat, eu sunt tânărul, tânăra necurată, Doamne. Am călcat poruncile Tale, Doamne. Șarpele m-a mușcat, Doamne. Și vrei să spui, Doamne Dumnezeule, curățește-mă Tu, Doamne, prin sfânt sângele Tău. Dacă este aici vreo persoană care spune, Doamne Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Dacă este aici vreo persoană care vrea să spune, Doamne, vino în inima mea, Doamne. Transformă-mi inima mea, Doamne. Fă să simt o putere că iese din Tine în mine, Doamne. Dacă crezi în numele lui Iisus Hristos în această seară și vrei să spui toată credința în El, dacă vrei să pleci acasă transformat de puterea lui Dumnezeu, așa cum stăm cu capetele plecate, aș vrea să ridici o mână spre Dumnezeu, să spui, Doamne, eu sunt aici, necuratul, păcătosul, Doamne, dar cred că Tu ai murit pentru păcatul meu, iartă-mă în această seară, Doamne, curățește-mă în această seară. Dacă este cineva care nu s-a întors la Dumnezeu și vrea să spună lui Dumnezeu, Doamne, Dumnezeule, recunosc, Doamne, că eu sunt necurat, dar cred că sângele Tău mă curățește de orice păcat. Așa cum stăm cu capetele plecate, arată lui Dumnezeu lucrul acesta printr-o mână ridicată și spune, Doamne, ai milă de mine, Doamne. Doamne, vindecă-mă Tu, Doamne. Lasă puterea Ta să vină peste viața mea. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este altcineva care vrea să spună, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Slăvit să fie Dumnezeu. Dacă mai este altcineva care vrea să spună, Doamne, și eu am nevoie de harul Tău, Doamne. Și eu am nevoie de iertarea Ta, Doamne. Și eu m-am spurcat, Doamne Dumnezeule. Dar am să mă întorc la Tine, Doamne. Tu poți, Doamne, să vindeci ce n-au făcut doctorii în 12 ani de zile. Tu poți să faci într-o singură secundă, Doamne. Fă-o, Doamne, în această seară, fără bani și fără plată. Iartă-mă, vindecă-mă emoțional, spiritual. Dacă mai este altcineva, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Doamne Dumnezeule, uită-te la aceste mâini, Doamne Dumnezeule, și lasă puterea ta să iasă din tine noi, Doamne. Mă rog să ierți păcate în această seară. Mulțumesc că ierți în aceste momente, Doamne Dumnezeule. Mulțumesc că vindești traume, Doamne. Mulțumesc că vindești inimile zdrobite, Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule, vindecă orice hemoragie internă, Doamne. Doamne Dumnezeule, dezgroapă orice vise moarte, Doamne Dumnezeule. Dă-le viață înapoi, Doamne Dumnezeule. Mulțumim pentru cuvântul Tău. Mă rog, Doamne Dumnezeule, și pentru aceste bilete, Doamne, pentru aceste cauze, Doamne. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, cer puterea sângelui Tău cel sfânt să fie peste ele, Doamne. Iartă, Doamne, orice persoană care a păcătuit, Doamne. Dă vindecare fizică, Doamne, emoțională, spirituală, Doamne. Tu poți să faci lucruri mari, Doamne. Cum ai căutat-o pe acea femeie cu ochii, Doamne. Uită-te la noi, la fiecare, Doamne Dumnezeule. Uită-te, Doamne Dumnezeule, și spune: du-te în pace, credința ta te-a mântuit, Doamne. Lăudat să fie numele Tău, slăvit să fie numele Tău, Doamne. Așa cum stăm cu capetele plecate, aș vrea să ne rugăm cu toții înaintea lui Dumnezeu. Și să venim cu rugăciunile noastre înaintea Lui, spunându-i: Doamne, ai milă de mine, Doamne. Spune: Doamne, mărește-mi credința. Spune: Doamne, ajută să-mi pun sinele pe cruce, Doamne. Iartă-mă că l-am crezut pe diavolul mai mult decât pe Tine, Doamne. Iartă-mă că nu m-am văzut valoros înaintea Ta. Dar îți mulțumesc că atât de valoros am fost, încât Tu ai murit pentru mine, Doamne. Mulțumesc pentru iubirea Ta. Mulțumesc pentru dragostea Ta. Crede în Hristos și vei fi mântuit Tu și toată casa Ta. Slăvit să fie Dumnezeu. Așa cum stăm, ne rugăm cu toții înaintea lui Dumnezeu. Lăudat să fie El. Amin. Amin.